și bine ați revenit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi am alături de mine două dintre elevele cu care Prahova se mândrește. Alături de mine sunt Stefanie Constantinescu de la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina și Maria Baicu de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale. Aceste eleve au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și am onoarea să le am alături de mine în emisiune. Bine ați venit! Mulțumim pentru invitație! Podcastul de astăzi este realizat în parteneriat cu AFI Ploiești și uite, avem un mic cadou de la ei, câte un AFI gift card pentru fiecare. Mulțumim frumos! Hai să începem printr-o scurtă prezentare a fiecăreia dintre voi. Cine sunteți? Cum ați reușit această performanță? Care este de fapt pregătirea pe care voi ați făcut-o? Bună, eu sunt Stefanie Constantinescu de la Colegiul Național Nicolae Grigorescu. Performanța era oarecum așteptată din partea tuturor, pentru că am fost constată pe parcursul celor 4 ani de liceu și acum sunt doar bucuroasă că mi-am și îndeplinit această dorință. Iar tu? Numele meu este Baicu Maria Daniela și am terminat Colegiul Național Ion Luca Caragiale. Nu pot spune că a fost o surpriză faptul că am luat 10 în BAC, dar cu siguranță a fost plăcut și a fost dovada muncii pe care am depus-o în toți acești ani. Uite, știu că e așa destul de virală ideea că Pescobar a promis câte 100 de euro fiecărui elev din România care ia media 10. Ați primit banii de la Pescobar? Ați primit 100 de euro? Eu i-am primit. La mine n-au mai ajuns. I-am dat mesaj, dar nu mi-a răspuns și nu am mai insistat. Ei, eu am avut o idee. Nici mie nu mi-a răspuns pe Instagram, mi-am dat și pe TikTok, l-am căutat. Am văzut că nu răspunde, mi-am rugat prietenele să-i dea mesaj. Nici lor nu le-a răspuns și am spus, hai că încerc o altă abordare și am făcut un TikTok, nu m-am gândit să ajung atât de viral, are aproape 1 milion de vizualizări și la scurt timp mi-a dat mesaj că uite, te-am văzut pe TikTok, arată-mi că chiar ai luat nota asta, i-am dat dovadă și mi-a trimis pe Revolut. Wow, ce strategie! Deci ăsta e planul, da. Facem un TikTok? Da, nu mă așteptam să prind atât de tare. Uite, poate după podcastul acesta... Da, să-mi dea și mie. Chiar meriți, într-adevăr, după un asemenea rezultat. Știu că voi inițial ați luat fiecare, mă rog, ați și făcut contestații. Inițial aveați, tu, Stefania, ai avut 9,95 la istorie, iar tu ai avut 9,75 la matematică și ulterior ați făcut contestații. Haideți să începem cu rezultatele inițiale. Momentul în care ați deschis acel site și ați văzut, practic, că aveați 10 și 9 și puțin, aproape de 10. Care au fost reacțiile? Ce emoții ați resimțit atunci? Cum v-ați simțit? Eu am fost bucuroasă și atunci, pentru că la română era totul foarte subiectiv și mi-a fost teamă pentru mult timp că nu o să iau 10-le curat. Și pentru mine, mai ales că atunci când deschizi prima notă, ți apare cea la română, atunci am simțit o bucurie imensă. După când am văzut și la istorie 9,95, mi-am spus clar o să fac contestație, pentru că eram atât de aproape de 10 și bucuria a fost mare. Oricum am avut la momentul respectiv cea mai mare notă din liceu, adică chiar m-am simțit împlinită, chiar dacă încă nu era 10-le curat. Erai foarte aproape, într-adevăr. Da. Pentru mine a fost un roller coaster de emoții. Tot așa, ca și Stefanie, nu mă așteptam la română, adică știam că acolo va fi subiectiv și este aproape imposibil să obții nota 10 la română, depinde foarte mult de corectori. Și când am văzut acolo, erau în ordine română, mate și fizică. La română eram fericită când am văzut acolo, am dat mai departe mate, 9,85. Și după aceea când am văzut și la 10 fizică, am zis că trebuie neapărat să fac contestație. Dar v-ați așteptat la rezultate atât de mari, înainte să vedeți practic notele pe care le aveți? La matematică și la fizică, da, pentru că văzusem baremul. Știam cât am lucrat, nu mi s-au părut subiectele atât de grele încât să fie imposibil să obții o notă atât de mare. Nu intervine neapărat subiectivismul acela ca la română sau istorie, cum... Clar. Da? Și la matematică și la fizică, da, mă așteptam la 10. La română, cum am spus, așa. Deci problemele, mă rog, greutățile ar fi cumva la română. La da, la română. Eram fericită cu ce am făcut, dar nu puteam fi 100% sigură. Da, și la fel, chiar dacă am fost la un profil umanist și la noi se pune foarte mult accentul pe română, niciodată nu poți să fii 100% sigur că îi va plăcea corectorului ideile pe care le-ai adus, modul în care ți-ai argumentat, poate chiar și subiectul al treilea. Sunt unii profesori care nu le plac anumite idei. La logică, la fel, știam, chiar dacă până și acolo există o mică notă de subiectivism, nu avem ce să facem, mergem cu ideea că va fi totul bine. Și la istorie eu chiar mă așteptam să iau 10 din prima și acolo, dar nu a fost să fie și după s-a împlinit totul, s-a rezolvat.
Povestiți-mi cum ați luat decizia să faceți contestație. Nu v-ați gândit că, uite, ar putea să fie un risc? Au tot mai des ideea aceasta că nu fac contestație, că poate îmi scade. Nu v-a fost un pic frică? Voi deja aveți note destul de mari, adică clar intrați la orice facultate vă doreați. Eu eram deja admisă la facultate, uite, la momentul respectiv, și am spus că nu am nimic de pierdut, pentru că mie nu-mi cereau să am o notă anume, ci doar să promovez examenul de bacalaureat. Și am spus, măi, oricum am foarte multe avantaje dacă iau nota, deci așa că am mai mult de câștigat decât de pierdut. Și la fel, am fost admisă din preadmitere la Politehnică pe locurile de olimpici, deci nu mai conta absolut deloc media de la bacalaureat. A fost, pot să zic și așa, un pic de orgoliu că, măi, mai aveam un pic și era 10-le la curat. Și am zis că n-am nimic de pierdut oricum. Am fost 100% sigură când am văzut nota, eu am zis, fac contestație, nu încap e problemă. Și cum a fost atunci când ați deschis, practic, site-ul acela după contestație și ați văzut, ia uite, mi-au dat 10, 10, 10, am media 10, sunt practic printre acei puțini elevi care au reușit performanța aceasta? La mine e o povestioară simpatică, eu eram în Grecia cu fratele meu și tocmai ce ieșisem dintr-un supermarket și mă sună colega mea de bancă, nu știam de ce mă sună, intrasem dimineața pe site, nu știam exact la ce oră se afișează. Nu erau afișate când am intrat eu, fusesem la plajă și primesc telefonul de la Denisa, colega mea de bancă, și îmi spune, cum te simți că ai luat 10 în bac? Și rămân așa un pic șocată, cum adică, nu glumești, nu știu cum să glumesc. Și da, într-adevăr, era 10 în bac, aflaseră toate prietenele mele, mai puțin eu, că eu luasem 10. Wow! Ce experiență! Da, da, da. Da, frumos, în Grecia, pe plajă, să afli că e la 10, da, într-adevăr. Da, da. Eu eram acasă cu familia, nu eram în nicio țară străină, dar da, îmi bătea foarte tare inima. Cred că în minutele de dinainte am stat într-una să dau refresh la pagina unde se afișau notele. Am tot stat și după când am dat acolo și am văzut că am luat 10 și la istorie, mi-a bubuit inima de bucurie. Wow, da, nu, sună foarte, foarte interesant. Cine v-a fost alături pe tot parcursul? E practic o călătorie până în punctul în care tu iei 10 și ajungi la această performanță. Cine v-a fost alături? Cu cine ați parcurs practic tot acest proces până în momentul final de care povesteam acum câteva secunde? Păi, în primul rând, părinții, normal, care ne-au susținut, ne-au fost alături, ne-au împins oarecum de la spate și când mai aveam momente din astea în care nu neapărat că voiam să ne dăm bătuți, dar simțeai așa o presiune că te copleșește, cei apropiați, prietenii, care majoritatea și ei treceau prin același lucru, și profesorii, desigur, mai ales și cei de la pregătire care te susțineau și simțeai un suport moral mult mai puternic decât de la clasă, pentru că erați mai apropiați, fiind într-un spațiu mai mic. Și cam asta. Da, și eu sunt de acord, la fel familia, la mine toată familia este foarte unită, mătușile, unchii, toată lumea mi-a fost mereu alături, nu au pus presiune ca să iau 10, eu îmi doream și mereu le spuneam că îmi doresc foarte tare, dar ei mi-au spus, nu contează nota, tu să fii bine, profesorii la fel, care chiar ne-au încurajat foarte mult, prietenii. Adevăr, foarte important să ai susținere pe tot acest parcurs până ajungi în punctul acela final de, wow, am luat 10 în bac. Iar ca pregătire, ce înseamnă practic, nu știu, o zi din viața unui elev care ajunge la performanța aceasta? Cum arată așa, nu știu, o zi de clasa a 12-a, cum arăta pentru voi? Wow, depinde. Adică eu în analiză am făcut pregătire doar la istorie, nu am făcut și la celelalte materii și nu era chiar atât de aglomerat. Adică dacă înveți treptat de la începutul clasei a 12-a, chiar de la începutul liceului pentru unii, nu trebuie să fie nimic foarte dificil, ai timp să te distrezi, să faci tot felul de activități extrașcolare, nu trebuie să fie nimic dificil, ci doar să-ți planifici tu totul foarte bine. Înțeles. Iar pentru tine? Eu am făcut pregătire la toate materiile, mai ales pentru că înainte să știu că voi fi admisă pe locurile de olimpici la facultate, mă pregăteam pentru preadmiterea pentru examen. Și era o pregătire mai intensă la matematică și la fizică. Cât despre viața de zi cu zi, așa, la mine a depins foarte mult de ziua săptămânii, pentru că trăgeam foarte tare luni și marți, pentru că știam că am energie și că pot mai mult. Miercuri deja începeau pregătirile și deveneam mai obosită și mental și fizic. Sâmbăta și duminica trăgeam să mai fac, dar de multe ori mă relaxam pur și simplu și o luam de la capăt.
fel de rutină, să înțeleg. Da, da. Uite, vorbeam de pregătiri. Chiar voiam să vă întreb. Se poate lua 10 în bac și fără pregătiri suplimentare, doar cu ceea ce fac profesorii la clasă? Voi ce credeți? Cred că depinde de profesori, adică depinde și cât de mult accent pun ei și de condiții, de poate și de elev, până la urmă cât își dorește să învețe. Noi, de exemplu, la clasă la română ni s-au dat toate materialele structurate, nu prea mai aveam ce altceva să facem și la logică făceam chiar cu două profesoare simultan la clasă, nu prea mai aveam nevoie de nimic în plus, doar la istorie am simțit că am nevoie de mai mult. Da, cum am spus și ea, depinde foarte mult și de norocul pe care l-ai să dai de anumiți profesori. Eu n-am simțit neapărat pentru BAC nevoie de pregătire, cum am spus, mai mult pentru facultate, pentru că se lucra la un alt nivel, dar am și simțit nevoia de o siguranță, că am pe cineva continuu care să mă verifice și să mă facă să lucrez în continuu și în continuu. Da, și care să te susțină cumva, da, și să, da, fie, da, acolo, da, pe tot. Da, să am pe cineva pe care să-l întreb fiecare întrebare pe care o am eu. Wow. Voi ați învățat constant pe tot parcursul acestor 4 ani sau cumva ați luat toată materia din clasa a 12-a? Vă întreb asta pentru că am prieteni și, mă rog, am cunoștințe care spun, uite, se poate lua notă foarte mare în BAC dacă înveți toată clasa a 12-a și atât. Și în perioada 9-11 ești așa un pic mai relaxat. Nu că nu înveți deloc, dar ești un pic mai relaxat cumva și privești școala. Eu zic că depinde de profil, adică, de exemplu, la mine nu prea ai ce să înveți în 9-11, adică da, trebuie să fii constant, să-ți antrenezi memoria, să nu să lași totul, să ajungi în clasa 12 să nu știi cum să înveți. Dar la noi materia, de exemplu, este strict ce se face în clasa 12, la istorie materia toată se predă în clasa 12, la română operele se reiau toate în ultimul an, adică nu prea ai ce să înveți de dinainte, doar să-ți antrenezi constant memoria. Eu învățam pentru toate testele și chestia asta m-a ajutat foarte mult când m-am trezit în anul cu BAC-ul să nu mă stresez că nu știu cum să învăț și cum să îmi pregătesc timpul. Voi aveai un exercițiu deja, da, făcut, erai obișnuită și ți-a fost foarte ușor. Da. Iar pentru tine, Maria? Pentru profilul real, eu cred că este nevoie de antrenament încă din clasa nouă, cel puțin la matematică. Nu ai cum să înveți absolut toate chichițele, toate tipurile de exerciții abia în clasa 12, mai mult atunci e o recapitulare și se mai adaugă și materia de 12-a care este mai greuță un pic și mai complicată. La fel și la fizică, spre exemplu, ce dai la bacalaureat, nu faci în clasa 12 la fizică, faci în celelalte clase și dacă nu ești constant, atunci nu ai șansă fără pregătire. Da, deci cumva sunt acei algoritmi și acea gândire matematică cumva trebuie reală, antrenată, da, care 100%. Este necesară. Cum a arătat pentru voi liceul? Știu că e acest stereotip cumva, cum că elevii care au 10 în BAC și care au astfel de performanțe sunt acei tocilari care stau tot timpul și învață. Așa a fost și pentru voi? Ați stat non-stop și ați învățat sau ați avut parte și de distracție pe parcursul liceului? Normal că am avut parte și de distracții. Am avut parte de foarte multe voluntariate la care mi-am desfășurat timpul. De petreceri, mai ales în clasa 12, na, și un elev de 10 la bacalaureat chiulește și el merge la cafea, adică nu, aceste stereotipuri nu mi se par deloc reale. Da, total de acord, adică poți face orice îți dorești atâta timp cât îți planifici foarte bine totul, adică în weekendurile de obicei mi erau destul de libere, puteam să merg la petreceri liniștită, să ies cu prieteni din oraș, să, la fel să fac voluntariate, să mă implic în diverse activități, totul e cum îți dorești tu și cum îți planifici totul. Și trebuie să fie cumva un echilibru între cele două. Între... Da, da. Uite, spre exemplu, în clasa 12 mai plecam de la anumite ore pe care le consideram un pic mai neimportante sau care nu concordau cu ceea ce am eu de atins și mergeam la cafea, dar și acolo lucram sau... Deci, eram practic... așa multitasking, vorbeam cu prietenii, mai scriam un exercițiu la mate. Și practic chiuleați ca să învățați. Da, 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 exact. Wow, asta s-a întâmplat toată clasa 12-a. Uite, tot așa voiam să vă întreb, care credeți că a fost cel mai important pas, ceva ce ați făcut voi în mod special, astfel încât să ajungeți la această performanță? Cred că nu am lăsat totul pe ultima 100 de metri, adică foarte mulți dintre colegii mei și-au lăsat tot învățatul în ultimele 3 săptămâni de dinainte de bacalaureat, când eram în vacanță. Eu nu am făcut asta, am lucrat subiecte constant pe tot parcursul anului și așa nu mai aveam neapărat foarte mult de învățat în ultimele 3 săptămâni. La română, de exemplu, am tot învățat din opere pe parcursul anului, nu pot să le țin minte mot-a-mot de atunci, dar când le-am repetat atunci înainte, totul
mi-a revenit așa oarecum în memorie și mi-a fost mult mai ușor să le învăț atunci și oarecum nu m-a apucat panica pe ultima 100 de metri. Iar pentru tine? Și eu la română la fel am făcut, spre deosebire de mulți colegi de-ai mei care în ultimele săptămâni intrau, cum a spus și ea, în panică, pentru că simțeau că, o vorbă de a unei colegi de-ale mele, învăț în gol. Adică înveți, dar nu-ți intră nimic în cap. Eu, bine, forțată de doamna profesoară de la pregătire, le-am luat așa ușor, ușor, încă de la începutul anului și s-au fixat bine, astfel încât cu două săptămâni doar le-am repetat și cu o săptămână înainte le știam ca pe datul nostru. Am înțeles. Deci cumva trebuie învățate constant, învățate, repetate, astfel încât să poată să mai ales la română, pentru că e un volum foarte mare de informație și nici nu sunt lucruri pe care să le înveți ușor, adică sunt logice, dar până la un punct. Da. Și mai ales dacă vrei o notă mare, trebuie să înveți anumite exprimări, să le bagi bine în cap. Voi ce părere aveți despre materia la limba română? Sunt foarte mulți care zic că este o materie învechită, că trebuie schimbată, că sunt aceleași opere de destul de mult timp și că nu se mai schimbă și toată lumea învață generație de generație aceleași aspecte. Da, eu sunt destul de acord, de acord pentru că noi ar trebui să punem mai mult accentul pe gramatică, pe ceva ce ne-ar trebui zi de zi. Problema cea mai mare a românilor este că nu știu să se exprime, nu prea vorbesc corect și asta ar trebui să fie aspectul principal pe care să ne bazăm, nu niște opere pe care unii nici măcar nu le citesc pentru bacalaureat, doar tocesc niște materiale și nu rămân cu nimic în esență. Și credeți că, nu știu, cumva nu se pune accent pe personalitatea fiecăruia, pe modul în care fiecare poate să-și exprime opinia și se pune mai mult accent pe un fel de toceală? Da, trebuie să te încadrezi în anumite tipare, nu promovează neapărat inventivitatea sau originalitatea fiecăruia. Sunt pur și simplu niște subiecte stas care se dau an de an și pe care muncești foarte mult să le înveți ca la final să-ți pice una singură, poate chiar pe aia pe care ai învățat-o cel mai puțin. Adică nu mi se pare că reflectă neapărat puterea ta de a face față unui examen. Și cum ați vedea voi, nu știu, un subiect la limba română ideal, în opinia unor eleve care au obținut media 10? Practic au reușit să facă ceea ce s-a cerut și ceea ce se cere în România pentru finalul clasei a 12-a. Poate că aș pune mai mult accent pe compoziția proprie, nu neapărat ceva, să învățăm ceva ce ne dă un profesor gata făcut, să ne exprimăm noi, să ne spunem mai mult punctul de vedere, adică avem un mic exercițiu în care ne exprimăm un punct de vedere, dar ponderea lui este mult prea nesemnificativă și cum am mai spus, eu aș introduce și câteva exerciții de gramatică, pentru că în liceu nu prea facem mai deloc gramatica și chiar ar trebui să se pună puțin mai mult accent și pe partea aceasta. Da, ideea asta cu gramatica mi se pare foarte bună. Pentru că și eu am văzut la mine de multe ori că nu neapărat că greșeam, dar aveam dubii în anumite privințe, pentru că ne mai repetând, ne mai lucrând, se mai șterg din memorie anumite chichițe, anumite lucruri și ar fi o idee bună să reintroduc asta în materie. Se dă într-adevăr la evaluarea națională, însă după liceu. Da, după liceu nu se mai face deloc gramatică, ceea ce e cam rău pentru viitoare. Măcar așa un pic. Da. De bun simț. Chiar ar merge aprofundat. Da. Avem nevoie în România. Nu neapărat gramatica aceea cu propoziții cu sintaxa sau frazei, dar măcar să știm unde se pune cratimă, virgulele, să știm să le folosim unde trebuie. Aspectele elementare, practic, despre ele vorbim. Acorduri. Da, chiar sunt foarte importante și, într-adevăr, sunt foarte mulți elevi de liceu care termină liceul, iau bacalaureatul și poate încă nu sunt pregătiți din acest punct de vedere al gramaticii, adică încă nu știu să scrie, să vorbească totul adecvat. Degeaba înveți atâta timp și atâtea esee și așa, dacă nu știi să pui unde trebuie virgula sau cratima sau așa. Am înțeles. Uite, ați spus mai devreme despre admiterea la facultate. Voi, practic, ați fost admise înainte să dați bacalaureatul, era doar această idee că trebuie să-l promovați. Voi l-ați promovat și cu 10. Vorbiți-ne un pic despre preadmiterea voastră, în ce constă facultatea pe care ați ales-o fiecare. Uite, tu, Maria, ești admisă la Politehnică, tu vei merge la drept în Franța, în Paris. Vorbiți-ne puțin despre fiecare facultate și despre domeniul pe care l-ați ales. Eu am fost foarte fericită de existența acestei preadmiteri, pentru că știam că o să-mi iau un of de pe inimă. Odată ce treceam de ea, puteam să mă concentrez pe bacalaureat și după aceea începea vara oficial.
Dar am avut norocul de a afla că eu am putut concura pe locurile de olimpici prin olimpiadele pe care le-am obținut la matematică în liceu. Ce premii ai avut? Am avut premiul 2 și 3, premiile 2 și 3, la Olimpiada Județeană de Matematică. Și acestea se încadrau în acea admitere a olimpicilor și am aplicat. Am fost foarte stresată pentru că nu se dădeau foarte multe detalii despre asta, cum funcționează. Mă gândeam că este pe bază de concurs, adică dacă ar veni cineva cu niște premii mai mari, mai puternice, cum ar veni la națională, spre exemplu, mă gândeam că nu o să fiu admisă și dacă nu mă lasă să particip la preadmitere, după aceea tocmai în vară. Dar am dat telefoane, m-am informat, m-am agitat un pic și la Politehnică oricine aplică pe locurile de olimpici este intrat 100% fără concurs. Wow, super! Înseamnă că mai aveai doar partea aceasta de bacalaureat și erai gata, oficial intrată la facultate, începea frumos vara. Iar pentru tine, când ai aflat că ai fost admisă la drept? Eu la începutul lunii iunie, cred că undeva pe 1-2 iunie, doar că la mine procesul de admitere a început oarecum din clasa nouă, adică am început să mă pregătesc, pentru că în Franța se intră pe bază de dosar, unde ai nevoie de activități extrașcolare. Ei pun foarte mult accent pe notele din 9-12, așa că trebuia să am note foarte, foarte bune la liceu ca să pot intra. În Franța totul se face pe o platformă, guvernul creează o platformă pentru toate facultățile de stat. Totul a fost wow, adică vă dați seama să mergi la o facultate în Franța unde eram 19 pe un loc la drept. Trebuie să știi foarte bine franceză, mi-era teamă din punctul ăsta de vedere. Ai dat un examen la franceză? Da, la franceză, engleză, spaniolă, pentru că ei au nevoie de două limbi străine, așa că mi-a mai trebuit și o a treia, am ales spaniola. Am avut foarte multe activități, după cum am spus, pentru că ei pe asta se bazează, pe ei nu interesează nota de la BAC, ci ce faci tu ca persoană, în ce te implici, să dovedești că ai avut o muncă constantă pe tot parcursul liceului. Admiterea propriu-zis a început undeva prin martie, când am început să-mi scriu toate eseurile, scrisoarea motivațională, și după s-a încheiat, cum am spus, la începutul lui iunie, când am aflat că am fost admisă. Povestește-ne puțin despre activitățile extrașcolare pe care le-ai făcut, practic, pe parcursul liceului. Da, deci, în primul rând, am condus un club de lectură la mine în liceu, alături de prietenul meu. Am tot implicat în diverse voluntariate pe plan local, în Câmpina. Să zici despre care e vorba, adică nu e... Roll Race, în Câmpina, când a fost rafineria deschisă publicului, am fost voluntar acolo. Zamolses este o fundație din Câmpina care se ocupă să organizeze diferite activități pentru copii, așa că am organizat ziua copilului de 1 iunie la noi în oraș. Ce am fost și într-o tabără pentru copiii care nu au posibilități să plătească una. S-a organizat la Brebu o tabără pentru acești copii, timp de o săptămână li s-a oferit tot felul de activități. Și cred că astea îmi vin acum în minte mai importante. Astea au fost principalele, plus am participat la un concurs de educație juridică organizat de Vedem Just, unde am și devenit membru. Apoi am participat și într-o tabără eu ca membru, într-o tabără de educație juridică, unde am vorbit cu judecători, avocați, procurori, chiar a fost o experiență wow și cred că au cântărit foarte mult în dosarul pentru admiterea la drept. Deci, practic, ai experimentat acest domeniu și ai văzut, uite, chiar este pentru mine încă din timpul liceului. Da. Și chiar asta urma să vă întreb, cum ați ales aceste domenii? Tu ai intrat, Maria, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, iar tu, așa cum am spus la drept, Stephanie, cum ați zis, uite, acest domeniu este pentru mine? Inițial, când am intrat în liceu, mă gândeam la drept. Eram chitită pe drept. Dar, cunoscând materia de liceu, de la matematică și de la fizică, m-am îndrăgostit așa de ceea ce înseamnă lumea aceasta științifică și am hotărât că lucrul care le îmbină pe amândouă este Politehnica și am vrut să rămân în țară. Inițial mă gândeam să dau în afară, dar vorbind și cu ai mei, am hotărât să rămân în țară și plănuiesc să urmez masteratul în afară. Și am spus că este un domeniu în care ai un start foarte bun în viață. Pot să mă angajez chiar din primii ani de facultate, adică au fost mai mulți factori care au contribuit la această decizie.
Iar pentru tine, da, dreptul? Da, eu din clasa 5-a cred că îmi doream să mă duc la drept. Am tot văzut filme cu avocați, cu judecători, am văzut Blonda de la drept, am zis că vreau și eu să fiu genul ăla de femeie care luptă pentru lucrurile în care crede. După, în clasa 8-a, am avut medie să mă duc și la Mati Info, dar știind că vreau să mă duc la drept, am spus că o să mă duc pe partea aceasta umanistă, pentru că îmi va fi mult mai ușor în viitor. Cât despre a pleca din țară, la fel, era o dorință de-a mea de când eram foarte mică, pur și simplu așa mi-am dorit să evoluez, de ce nu să aduc și ceva în România în viitor, și Franța a fost cea mai bună decizie din punctul ăsta de vedere, pentru că este o țară destul de ieftină pentru studenții care merg la stat, trebuie să precizez acest lucru, așa că pentru cei care știu franceză și care cred că s-ar putea descurca în Franța, eu îi sfătuiesc să meargă acolo. Plănuiești să te întorci după facultate? Da, așa mi-ar plăcea, dar nu pot să spun nimic cert, pentru că depinde și de oportunitățile ce mi se vor deschide. Iar tu, Maria, ai spus că vei face masteratul în afară, așa, da, cum ești. Așa îmi doresc, să îmi iau și doctoratul, pentru că în viziunea mea voi fi profesor universitar. Și în România sau unde te vezi? Unde ai vrea să faci masteratul? Masteratul încă nu m-am gândit, am zis mai întâi să trec și prin facultate, prin toate disciplinele facultății, și atunci o să mă decid pe care vreau să o aprofundez. Dar te vezi locuind în România? Uite, elevii de media, cu media 10, practic. Da, mă văd locuind în Brașov. Wow, ce frumos! Este un oraș de suflet. Tot așa, voiam să vă întreb, credeți că profilul pe care îl urmați în timpul liceului este important pentru alegerea facultății? Adică, nu știu, dacă vii de pe un profil uman, ai putea să mergi la Politehnică? Sau dacă vii de pe un profil real, ai putea să mergi la drept? Cred că poți, doar că ai nevoie de mult mai multă muncă. Adică eu am avut colegi care au vrut să meargă la medicină sau pe partea aceasta de real și au trebuit să facă foarte multe pregătiri în timpul liber, să se pregătească mai mult. Adică eu aș recomanda celor care știu în clasa 8-a ce vor să facă să meargă pe profilul care este pentru meseria pe care și-o doresc. Le simplifică foarte mult viața, nu mai de ce să te chinui inutil dacă știi deja ce îți dorești să faci. Iar pentru Politehnică, pentru partea aceasta reală, cumva cu gândirea logică? Da, te formează foarte bine liceul și materiile din liceu, și dacă ai veni de pe un profil umanist, ți-ar fi foarte, foarte greu să faci față unei facultăți cu profil real. Foarte greu. Pentru că nu cunoști bazele, cel puțin la profilul, cred că și la filo și la științe sociale faci foarte, foarte puțină matematică, adică nimic din ce se... Da, la filo chiar nu mai faci din clasa, după clasa 10-a, și la științe sociale faci până în clasa 12-a, dar 2 ore pe săptămână, unde se face un minim de materie. Adică e mult mai ușor când ești pe ceva specializat. De exemplu, noi facem foarte multă logică, care ne ajută pe partea aceasta umanistă. Noi am avut și un opțional de gramatică, bine, nu era foarte wow, dar pentru cei care voiau să meargă la drept, a fost cât de cât folositor. Da, uite, dacă treci de la real la uman, mi se pare o trecere un pic mai ușoară, pentru că oarecum și partea asta de real te ajută să-ți dozezi energia și creierul, să gândești un pic altfel. Dar invers, nu știu, cel puțin din punctul meu de vedere, nu prea poți să faci față decât dacă faci pregătire cu mult timp înainte. Uite, am întrebat, pentru că ai zis mai devreme că tu la începutul clasei a noua voiai tot așa la drept. Da. Totuși ai ales acest profil real. Da, știam că este un profil foarte bine cotat. A fost și real bilingv engleză, mate info bilingv engleză. Unii profesori ne numeau mate info intensiv filologie. Pentru că chiar dacă am fost pe un profil real, și profesorii care de la alte materii puneau oarecum presiune pe noi și se așteptau la anumite performanțe, chiar și la materiile care nu erau de profilul nostru. Am înțeles. Da, într-adevăr, povești foarte, foarte interesante. Ce planuri aveți acum pentru această vară până în septembrie, când veți merge la facultate? Da, eu o să plec mai devreme la facultate, pentru că în Franța începe pe 2 septembrie. Așa că vara mea se cam termină pe 26-27 august, când voi pleca la Paris. Până atunci vreau să merg la Antol, că avem bilete gratis, așa că mă voi duce acolo. Aș vrea și să mai vizitez, poate să mai trec prin România. La mare am fost deja și acum vreau să mă bucur, să mă distrez cât mai pot. Într-adevăr, după toată această perioadă cu stres, mă gândesc, cu foarte multe activități de făcut, foarte multe pregătiri pentru bacalaureat, meritați, într-adevăr.
Eu plănuiesc să mă relaxez, pentru că, așa cum ai spus și tu, a fost o perioadă extrem, extrem de stresantă. Să mă bucur că am terminat. Asta este cam ultima vară, să zicem, pe care o avem așa relax total, total. Mă gândeam să mă apuc de anumite hobby-uri, mai ales că am atâta timp la dispoziție, nu știu ce să mai fac cu el, că până acum eram stresată și focusată pe un anumit lucru, încât acum parcă nu mai știu ce să mai fac. Aș vrea să mă apuc să învăț spaniola. Wow, ce interesant sună. Și mie îmi place spaniola. Și eu aș vrea să învăț. Tu ai zis că ești spaniola. Am dat deja examenul pentru că îmi trebuia la facultate. Eu oricum am fost născută în Spania și aveam o oarecare bază. Nu a trebuit să mai fac pregătire. Am învățat singură pe YouTube, deci poți să înveți lejer de pe YouTube. Sunt într-o spate. Și pe partea aceasta de management al stresului, cum ați reușit să treceți peste toată această perioadă? Știu că, uite, clasa 12 este o perioadă destul de încărcată, destul de dificilă pentru foarte mulți elevi. Da, e un carusel de emoții, sinceră să fiu. Aveam momente în care îmi venea să renunț, când plângeam și spuneam că mie oricum nu trebuie o notă prea mare să îl iau. Dar după venea și ambiția că pot și îmi doresc și pot să reușesc tot ce mi-am propus. Este greu, dar trebuie să fii și puternic ca să treci cu bine peste tot și să crezi în tine și să ai oameni care cred în tine. Eu n-am avut o încăpățânare chiar atât de mare să iau 10, adică la început am, într-a 8-a, am vrut neapărat 10, nu am reușit. La fel aceeași poveste. Da, și am zis că, na, bacalaureatul este și mai greu, dacă este să fie, eu depun toate armele, mă dedic, dar nu o să fiu atât de dezamăgită dacă nu este chiar 10. Dar da, a fost o perioadă grea, pot spune. Mai luam pastile de stres, mai luam ca să mă ajute să mă focusez cât mai bine. Am înțeles. Și niște sfaturi așa pentru tinerii care urmează să intre clasa a 12-a sau sunt la liceu și își doresc medii mari la examenul de bacalaureat? Sfatul care vin chiar de la elevele care obțin media 10. Nimic nu este imposibil dacă muncești, dar nu vă stresați prea tare, adică nu vă omoară nimeni dacă nu luați fix cât vă doriți. Ce e cât mai important este să fiți voi bine, să vă focusați, să aveți putere să mergeți până la capăt și totul se va rezolva de la sine. Am înțeles super sfatul, într-adevăr. Iar din partea ta, Maria? Eu îi sfătuiesc să ia totul pas cu pas, ușor, să nu intre în panică, mai ales dacă nu se întâmplă așa cum își doresc ei. Să fie foarte atenți, să învețe atunci când este de învățat și să distreze atunci când este distrat. Și multă baftă celor care urmează. Noi acum am scăpat. Suntem relaxate, suntem bine. Multă baftă, noi acum am scăpat. Wow! Uite, tot așa, pe partea aceasta de echilibru, știți că discutam noi mai devreme, echilibru între viața, partea aceasta de distracție și echilibru între școală și ceea ce înseamnă partea profesională, tot ceea ce înseamnă partea aceasta de distrat. Cât de important credeți că este să spunem, da, uite, acum este de învățat și uite, acum mergem să ne și distrăm? Eu cred că este foarte important să balanceze aceste două componente, pentru că la un moment dat o să clachezi. Dacă nu îți dai și ție timp să te relaxezi, la un moment dat o să intri în acel burnout și chiar dacă tu vrei să înveți, nu o să mai poți fizic, creierul tău nu o să mai poți să mai asimileze lucrurile. Sunt total de acord, plus că oamenii sunt ființe sociabile, așa că trebuie să fie înconjurate de oameni, să-și facă timp să iasă, să comunice, să lege prietenii. Nu trebuie să stăm doar cu nasul în cărți, putem să le echilibrăm foarte, foarte bine și să reușim să ne propunem, să facem tot ce ne propunem. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos, într-adevăr un super podcast și sunt sigură că cei care l-au urmărit au avut foarte multe informații de acumulat. În continuare aș vrea să vă reamintesc că Ploieștiul nostru are și conturi de Instagram, Facebook și TikTok. Vă invităm să ne urmăriți și acolo. Suntem o pagină de știri dedicată tinerilor, postăm articole, reportaje, interviuri cu și despre tineri. Și acest podcast care promovează practic talentele, inițiativele, tot ceea ce înseamnă tineretul prahovean. În continuare, din nou, vă mulțumim pentru vizualizarea acestui podcast și vă încurajăm să le urmăriți și pe celelalte. Iar până data viitoare, la revedere!